Bun găsit! Sexul feminin este predispus printre alte afecțiuni și la varice. De la ce apar și mai ales cum le tratăm, aflăm de la chirurgul Dorin Bârzu. Este important să știm că prevenția joacă un rol definitoriu când vorbim de această afecțiune și că datorită tratamentelor de astăzi nu rămânem cu semne după intervenții. Domnule doctor, aș vrea să-mi spuneți de la ce apar varicele. Există o predispoziție genetică în principal. Calitatea țesutului conjunctiv care intră în componenta venelor și implicit insuficiența valvulară secundară acestei deficiențe alături de principalul factor care este dat de ortostatismul prelungit, de sexul feminin și hormoni, de folosirea contraceptivelor orale, chiar mersul pe tocuri mult în timp poate genera apariția varicelor, folosirea în exces a saunelor, a băilor foarte calde, alcoolului și fumatului. Deci ca măsură de prevenție, genetic nu prea putem face nimic. Dar putem influența factorii. Sexul nu putem schimba, putem influența, sigur, toți ceilalți factori. Deci ce ar trebui să facem să ne ajungem la varice? Să ne lăsăm de fumat? Să nu stăm mult în picioare, dacă se poate să ne odihnim de câte ori putem picioarele, mă rog, la 45 de grade, spuneam noi, la un plan cel puțin un pic înclinat. Și desigur să facem sport, să mergem pe jos. Alimentația joacă vreun rol în apariția acestei boli? Alimentația nu are un rol dovedit în apariția bolii. Și cum se explică faptul că din ce în ce mai mulți adolescenți au varice? La 15 ani sau la mai târziu? Probabil prin componenta genetică. Dacă au probleme cu calitatea țesutului conjunctiv, sigur că vor dezvolta mult mai devreme această boală. Poate dispărea la copii, de exemplu, dacă apar la 15-17 ani, la femei, de exemplu, la adolescente? Ele nu prea dispar așa, decât dacă faci niște gesturi. Trebuie evaluat sistemul venos, trebuie făcute niște investigații imagistice în principiu. Un Doppler venos, o evaluare a sistemului venos superficial și profund. Aș vrea să vorbim și despre tratamentul chirurgical versus nechirurgical. Cum ne tratăm de aceste varice? Sunt ciorapi elastici care se pot purta cu diverse grade de compresie, mică, medie, mare. Pe care îi purtăm niște... cum? Ziua sau pe care seara? Pe purtăm sau? Ziua, sigur. Și niște tratamente medicamentoase care, mă rog, ar asigura o tonifiere a peretelui. Chirurgical? Se pot trata cu laser. Colegii dermatologi se ocupă de problema asta cu succes. Sau dacă au, mă rog, 2-3 mm, se pot injecta, se poate face scleroterapie. Este o procedură nu foarte dureroasă, cu anumite substanțe, cu seringă de uz intradermic cu ac cel mai finac, se rezolvă în câteva ședințe. Și mai reapar? Pot reapărea, sigur. Deci dacă continuăm stilul pot de viață defectuos? Reapărea, da, dar ce reapare de obicei trebuie reevaluat și retratat. Noi acum am vorbit despre varicele de dimensiuni mici, dar când vorbim de cele mari care se și văd și care efectiv îngreunează mersul, cum le deci, rezolvăm? Sigur, cele mari sunt cele care pun cele mai deranjante probleme, pentru că cele mici sunt mai mult de ori deranjează din punct de vedere estetic. Estetic, da. Cele mari, sigur, avem două metode. Metoda clasică chirurgicală prin stripping, cu o mică incizie de desubtul plicii inghinale de 2 cm, 1,5-2 cm. Și se cateterizează vena safenă mare sau, sigur, se mai fac în complicații, în tromboze de venă, se fac tot felul de incizii, tot felul de excizii, trombectomii și alte operații ca rezultatul estetic să fie de bună calitate și, în timp, sigur, să nu mai reapară
probleme. Da, asta urma să întreb. Deci probabilitatea este mică să reapară. Da, dacă operația e făcută corect și sigur se identifică toate colateralele și se ligaturează totul cu minuțiozitate, pentru că e o operație nu complicată, dar foarte care necesită foarte multă răbdare. Și sigur, mai este varianta cu laser. Care e valabilă și pentru cele mari. Sigur, pentru vena sau fenă mare se face laser endovenos, sub anestezie locală, sub control ecografic, sau radiofrecvență. Sunt două procedee diferite. Și care sunt mai ușurele decât chirurgia clasică? Și care, nu aș zice că sunt mai ușurele, sunt minuțioase, dar sunt mai estetice, adică nu mai ai incizia de la plica inguinală. Rămânem și cu urme după aceste tratamente? De obicei nu. Important e că se rezolvă. Se rezolvă. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu multă plăcere. Ne revedem și luni, să aveți un weekend liniștit.